Verificările preliminare efectuate de polițiștii din cadrul biroului rutier Pitești a stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani din Pitești, care conducea un autoturism pe strada Arman Călinescu, în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani din Călinești, în urma impactului fiind avariat un al treilea autoturism ce se afla parcat pe partea stângă a sensului de mers. Din accident a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 20 de ani și a altor trei tineri, pasageri în autoturismul condus de acesta, respectiv două fete de 15 și 20 de ani și un tânăr de 20 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs. Recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă în trafic și să respecte normele rutiere.